O întrebare pentru Vlad. Se ia în calcul înlocuirea antrenorului cu portarii în viitorul apropiat, având în vedere inconstanța tuturor portarilor CSM în acest sezon și desele schimbări neinspirate de pe acest post, inclusiv în meciul cu Esbjerg? Băi, avem o, cu siguranță noi ca români, avem o calitate în ghilimele. Ne aprindem instantaneu la orice lucru negativ. În schimb, atunci când e pozitiv, nu facem altceva decât să căutăm și în pozitiv ăla lucrurile negative. Că îl uităm instantaneu. Da. Dado, hai să o lămurim cu portarii. Dado este un tip pe care eu l-am cunoscut acum. A fost un mare portar și un super valoros portar. El a fost adus în România, am aflat ulterior, la recomandarea Grubei, Elenei Grubisici. Și pot să spun că apreciez foarte mult la el felul în care lucrează cu portari. Acum, sigur că inconstanța asta de care vorbesc cu niște alții, pot să te uiți la orice portar, să-mi arăți dacă sunt trei care sunt constanți cap-coadă într-un sezon, îi mâncăm. Dar Dado este omul care a stat la baza exploziei pe care a avut-o Marie Davidsen, pe care nimeni nu o știa înainte de a ajunge la CSM București. Și este meritul și meritul lui Dado, și al jucătoarei normal, dar și meritul antrenorului. Vă reamintesc, Marie Davidsen, spunem de inconstanță, Marie Davidsen în cele 14 meciuri de Liga Campionilor are al doilea procentaj de saves din toată competiția. Bă, dă-mi voie să cred că nu e cea mai prost portar și nu e cel mai prost antrenor, da, din treaba asta. Că acum a traversat o perioadă și că a intrat în meciul de la Esbia și nu a simțit-o și n-a făcut, asta e viața unui portar. Sunt meciuri. Asta la putea fel... face diferența, să nu fie 4, să fie 2, n-a exact. Fost să fie. Da. La fel cum Laura, care a trecut printr o perioadă de acomodare, de accidentare, a avut o problemă Laura Gloser cu mâna, a avut un stres, o fractură de stres și așa mai departe și n-a dat randamentul la care ne așteptam și așa cum spunea numele ei. Iată cum a intrat acum la SBA în ultimele 20 de minute și a ajutat și a contribuit semnificativ la reducerea diferenței. La fel cum Evelina Eriksson, care din punctul meu de vedere este cel mai echilibrat om pe care eu l-am întâlnit, Evelina, și bă, să știi că nu-i simplu. Știi de la bun început că ești numărul 3. Da, șanse să joci sunt mici. Mici, da. Cultura asta nordică, eu stau la rând, îmi fac treaba, muncesc, mă pregătesc, bine, mă antrenez. Da. În momentul în care va avea cineva nevoie de mine, eu sunt pregătită. Da? Evelina a intrat pentru prima oară, a intrat mai devreme, dar pentru prima oară semnificativ, palpabil și major, într-un meci în care ceilalți doi portari nu funcționau bine. A intrat în meciul cu Buzău, dacă nu mă înșel, a intrat Evelina în poartă, s-a terminat, n-a mai dat nimeni gol. Da? A intrat la Craiova, a jucat bine. A jucat pentru Naționala Suediei, un meci amical pe care l-am văzut cap-coadă cu Franța, în care chiar dacă a pierdut, a avut niște parade și niște prestații excelente. Și este genul de portar pe care atunci când ai nevoie de el și îl scoți de pe bancă și îl pui în teren, își face joacă treaba. Joacă 100%, da. E acoperită poarta, completezi portarul, întrebarea? Da, cred că da. Portarul este, sunt aceiași portari pe care avem sub contract, nu s-a schimbat nimic. Asta din zic, punctul nu vă de gândiți de să aduceți, să îmbunătățiți sau să schimbați? Nu, pentru că, repet, orice om, orice sportiv, orice portar are ups and downs-uri peste tot în lumea asta și nu numai la CSM București. Și dacă te uiți la portarii Rapidului, că ne sunt mai aproape și așa mai departe, astăzi e Diana foarte bine, mâine e Denisa, apoi mine e Capetanović. Așa sunt lucrurile, asta este viața unui portar. Iar portarul în viața unei echipe se vede foarte repede. Pentru că corect, e decisiv, în teren da. O mai maschezi da. Într-un fel. În poartă n-ai cum să maschezi. Portarul e unul singur. Uite, apropo de asta, zice Stoian Radu la fel. Zadi și poarta vor fi cheia jocului retur. Nu Cristina, nu Arță, nu Lisa, zice el.